Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Iată, suntem în direct cu dumneavoastră din județul Brașov și vă prezentăm problemele și, de ce nu, poate și succesul în ceea ce își propune să realizeze administrația al unui municipiu din Brașov, poate cel mai important municipiu, este vorba de municipiul Săcele. Vom discuta despre bugetul care acum este în faceri, ca să spun așa, cu ghilimelele de rigoare, despre bugetul orașului Săcele, despre investițiile, în general, pe ce se vor cheltui banii săcelenilor în acest an. Despre toate aceste lucruri, dar și despre altele, în măsură în care timpul ne va permite, vom discuta cu primarul municipiului Săcele, Virgil Popa. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație, domnul Florian Popa. Săcelele, după cum brașovenii știu, este un oraș foarte frumos, este un oraș pitoresc, însă nu este un oraș foarte ușor de administrat. Și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. Săcele este un oraș unde infrastructura este învechită și vorbesc chiar și de marea infrastructură, de apă, de canal, de străzi. Este un Săcele care are nevoie ca de aer de un spital. Este un oraș care are nevoie de o dezvoltare mai amplă a turismului și așa mai departe. Dumneavoastră știți toate aceste lucruri și cu siguranță vă aplecați asupra lor. Totul însă pleacă, cum e vorba românească și mai adevărat de atât, nici că se poate, de la bani până la urmă, de acolo discutăm. Cum arată bugetul? Sigur, banii sunt foarte importanți. Dacă anul trecut era aprobat bugetul de la Săcele undeva în jurul datei de 15 februarie, din păcate anul acesta, iată, suntem astăzi în 14 martie și încă nu este aprobat bugetul. Știm foarte bine că la București lucrurile s-au amânat. Nu comentez ce s-a întâmplat la București. Ideea este că noi încercăm și sper să reușim ca joi, pe 16 martie, să aprobăm bugetul municipiului Săcele. Un buget, zicem noi, generos, un buget mult mai consistent decât cel de anul trecut. Un buget niciodată nu prea ajung, dar însă e bine dacă sunt mai mulți decât anul trecut măcar. La Săcele, și am spus-o de multe ori, da, sunt bani. Așa. Numai că trebuie gestionați cum se cuvine. Dacă anul trecut am încheiat cu un buget de 59 de milioane de lei, noi, anul acesta ne-am propus ca venituri undeva în jur de 64 de milioane de lei, deci iată o creștere cu aproximativ 10%. Dacă discutăm de buget, nu vă spun faptul că atunci când am ajuns primar, în iunie 2016, și în campanie, am spus foarte clar că trebuie să fim foarte, foarte atenți la venituri. Și veniturile vin din mai multe zone. Din zona de antreprenoriat, la care țin foarte mult și care trebuie sprijinit, pentru că este sursa cea mai importantă de venituri la orice localitate. Așa este. Și mi-am propus ca în fiecare an să creștem bugetul cu cel puțin 10%. Dacă în ultimii 8 ani, discutăm de anii 2008-2016, am avut undeva un buget cantonat și blocat în jurul cifrei de 10 milioane de euro, iată, la anul trecut am reușit să sărim de 11 milioane, anul acesta sperăm 12 milioane de euro, astfel încât în 2020, este o țintă pe care ne-am propus-o, să avem un buget de 15 milioane de euro, deci un buget mai mare decât cel inițial din 2016, cu 50%. Dacă ai venituri, să știți că ai și bani de așa cheltuit. Este. Sigur că trebuie să cheltuiți asta am cu vrut cap, să vă întreb, nu pot decât să vă doresc succes, însă faptul că sunt bani vă și obligă cumva. Eu pot să pun titlul acestei emisiuni Omul sfințește locul, pentru că bani probabil au fost și până acum la Săcele, dar haideți să fim serioși, e nevoie de lucru acolo. Ce e cel mai important de făcut anul, în Săcele? Anul trecut, că spuneam că sunt bani, primăria a încheiat anul financiar cu un excedent financiar de 22 de milioane de lei. Iată, aproape jumate dintr-un buget anual. Sigur că acești bani se vor regăsi și anul acesta în buget. Dar, spre deosebire de anii trecuți, deja avem proiecte. Avem proiecte majore la nivel de municipiu, proiecte pe zona de infrastructură în special. Și de ce maxez în special pe zona de infrastructură? Am spus-o de multe ori, în următorii 4 ani, în Săcele va fi un adevărat șantier. De ce? Rețeaua de apă potabilă este învechită în proporție de 70% din municipiu. Rețeaua de apă de canalizare. Avem canalizare în Săcele undeva până în 40%. Sunt multe cartiere
și aici mă refer clar la zona Baciu, zona Turcheș, zona Cernatul, în special zona de case, unde nu există canalizare. Deci noi plecăm de la bază. Sigur că dacă erau făcute până acum, în ultimii 26 de ani la Săcele, acum discutam de alte proiecte, da, la mai speciale, la cosmetizare de oraș, dar noi acum am plecat chiar de jos. Și atunci asta e o veste bună până la urmă pentru săceleni, că se încep în sfârșit lucrările mari de infrastructură sau, mă rog, se continuă, că ele să fie terminate. Vestea nu prea bună e că va fi cam deranj, ca să spun așa. Va fi un deranj în următorii 4 ani. S-a și văzut pe bulevardele principale că am început o lucrare de schimbare a magistralei de gaz metan pe lungime de 14 km pe bulevardele George Moreanu, Libertății și bulevardul Brașovului. Noi speram că putem încheia această lucrare undeva la 1 decembrie. Iarna a venit peste noi brusc și a fost o iarnă sănătoasă. N-am putut lucra nimic a timp de 3 luni de zile. Am reînceput cu 1 martie lucrările în forță. Chiar astăzi s-a început, să zicem, mare asfaltare la Săcele, în zonele unde erau cu probleme. Știți foarte bine, acele traversări de rețele, de pe cele 3 bulevarde, inclusiv asfaltările pe celelalte străzi. Avem în Săcele 58 de străzi asfaltate. E o statistică clară, din 220 de străzi. Deci mai avem mult de lucru. Vă spuneam de proiecte majore pe infrastructură, pe zona de apă canal. Avem un contract aprobat și avizat de Ministerul Dezvoltării pe o alimentare cu apă în zona Baciu-Turcheș. Contract aprobat la sfârșitul anului trecut, un contract în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. În aceeași zonă am depus acum 4 săptămâni un proiect la PNDL, deci tot la Ministerul Dezvoltării, pentru canal. Pe aceleași străzi, pentru că este anormal ca într-un an să începi să faci apă, după aceea vii peste un an sau doi să faci canalul. Exact, deranjul este, eu, aici, până la urmă, deranjul și vorba, este foarte mare. E și vorba de strategie, până la urmă. Exact. Și astăzi am depus un proiect, zic eu, mamut, pe zona de apă canal, tot cartierul Baciu. Un proiect care însumează apă canal 22 de milioane de lei. Eu sper că vom fi sprijiniți de guvern în acest demers și dacă da, înseamnă că avem de lucru următorii 2 ani în cartierul Baciu. Mare lucru ar fi și cu tot deranjul merită, pentru că vorbim atâta de Uniunea Europeană, vorbim de turism, vorbim de... dar uităm că până la urmă problemele de infrastructură trebuie rezolvate prima dată. Dacă noi nu reușim să facem ceea ce este sub pământ, da? Rețelistică. Așa este. Mă refer la apă, canal, gaz, rețea electrică, pentru că și la ora actuală în Săcele vor fi 4 lucrări importante pe zona de alimentare cu energie electrică. Atunci nu putem să asfaltăm. E foarte, foarte simplu. Deci o să mergem cu aceste lucrări de infrastructură în toate zonele din Săcele. Și până la urmă, asta e și un mesaj către locuitori, spun eu, pentru că și oamenii trebuie să înțeleagă. Era foarte ușor, probabil, să asfaltați și după aceea, odată început aceste lucrări, iarăși să spargeți asfaltul. Și știți cum spune lumea, dom'le, e nemulțumită când sunt gropi și nu se asfaltează, după aceea când se asfaltează, de ce se asfalta și se sparge iară? Deci toate lucrurile au o logică. Eu cred asta că de acum să încolo înțeleagă. Lucrările se vor face inginerește. Adică eu sunt inginer de profesie și cred că se vor face ca la carte. Nu vă doresc decât puterea va dura, de muncă va dura și un pic, da. Va dura un pic, dar se vor face ca la carte. Astfel încât pe zonele care vor fi modernizate să nu mai intervenim în timp de cel puțin 10 ani. Povestim în continuare și le spunem și telespectatorilor tot de investiții din Săcele. În Săcele este, așa cum ați urmărit, doamnelor și domnilor, într-un material realizat nu cu multă vreme în urmă de colegii mei de la Departamentul Informativ, de la Departamentul de Știri. Există una dintre cele mai aglomerate școli din România, în cartierul Gârcini. Știți cu toții acel cartier, locuit preponderent de locuitorii din Săcele de etnie romă, deși ei la ultimul recensământ nu s-au declarat ca a fi de etnie romă. Cert este că acolo este nevoie ca de oxigen, de un nou corp de clădire. Se intenționează acest lucru. Haideți să urmărim un material realizat la acea școală din Gârcini, după care revenim în direct cu domnul primar.
La unitatea de învățământ din Gârcin se învață acum în două schimburi. Cursurile încep la ora 7:30 și se termină la 17:30. În total sunt 55 de clase de elevi. Schimbările au fost făcute la începutul acestui an școlar, când s-a decis ca 200 de elevi să fie transportați zilnic la o altă unitate de învățământ din Săcele. Acum, din cei 1500 de elevi înscriși la școala generală numărul 5 din Gârcin, în clădire mai studiază 1300. Și așa sunt foarte mulți. Cât de util ar fi o nouă școală, un nou corp de clădire? Foarte util. În primul rând că toată comunitatea, deci copiii ar rămâne în comunitate, aici în Gârcin, și comunicarea ar fi mult mai ușoară cu părinții și părinții copiii, și deci foarte utilă. Tocmai pentru a nu merge și nu a crea probleme în alte părți. Limita la noi este de 25, avem și clase cu 31, 32 și chiar mai mulți elevi. Din cauza asta funcționăm în două schimburi. Avem și clase care încep școala la ora 1:30, deși sunt clase primare care n-ar avea voie să înceapă sub nicio formă după ora 12. Copiii sunt cuminți, sunt receptivi la oră. În schimb, atunci când merg acasă, mediu și-a pus amprenta pe personalitatea lor, iar a doua zi trebuie să o luăm de la capăt. Primăria a făcut deja studiul de fezabilitate pentru noul corp de clădire. Acesta a costat 100.000 de lei. Până la sfârșitul anului 2019, în această zonă, la doar câțiva metri de actuala școală, se va ridica un nou corp de clădire pentru elevii din Gârcin. Acesta se va ridica pe o suprafață de peste 3500 de metri pătrați, va avea parter, două nivele, o mansardă, iar în același timp se va construi și o sală de sport. Suma pe care noi dorim să o accesăm pe proiecte pe fonduri este undeva în jur de 7 milioane de euro. Care sperăm că vor fi utilizați atât în zona educațională cât și pentru infrastructură. În ultimii ani, romii din Gârcini au început să-și trimită copiii la școală. La început am avut probleme că unii până i-am convins ce înseamnă școala, ce beneficiu are de la școală, și într-adevăr acum am făcut un pas, nu mare, dar oricum am făcut un pas înainte și părinții au înțeles de ce e vorba și da, vin la școală. Frecvența la ore la școala din Gârcini a ajuns la 80%. Bun, deci vorbim de aproximativ 1500 de elevi la școala din Gârcini. Cum spuneam, nevoie ca de aer de un nou corp de clădire. Școala din Gârcini e, la ora actuală, astăzi dacă discutăm, are 1543 de elevi. Enorm. S-ar părea că este cea mai mare școală generală din județ. Nu știu dacă din țară. Da, și asta este posibil. Acolo se învață în trei schimburi, ceea ce nu este normal. Ora așa de curs nu este 50 de ore, ora, nu știu, 35 de minute. Vă dați seama câtă școală poți să faci în trei schimburi, 2-3 ore pe zi. Să știți că acea comunitate ne-am propus și trebuie să fie integrată. Și de unde plecăm? De la educație. Deci de la școală. De-aia ne-am și propus să găsim acele soluții, și cred că le-am găsit deja, ca să creăm un cadru educațional bun și corect pentru acei copii din cartierul Gârcin. Foarte mulți oameni, special politicieni, au promis să începem cu anii 2000 această școală. Suntem în 2017, nu s-a întâmplat nimic. Sigur că se va realiza această școală. La ora actuală este în curs de derulare un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic pentru un nou corp de școală în școala din Gârcini. Spațiul acolo este generos, mă refer la teren, sunt aproape 2 hectare de teren. Va fi o școală mamut, o școală undeva la având aproape 9.000 de metri pătrați suprafață construită desfășurată. Poate cea mai mare din România. Dacă este posibil că da, și care poate găzdui undeva până în 2.000 de elevi în prima fază. Eu sper că această școală să fie gata în anul 2020. Tot timpul spun 2020. De ce? Pentru că mi-am gândit exact, etapizat toți pașii. După ce va fi gata acest studiu și acest proiect, undeva în vară-toamnă, vom depune un proiect la Ministerul Dezvoltării, tot pe axa PNDL, ca să poată fi finanțat, pentru că, din primele informații, proiectul este destul de costisitor. Discutăm de o valoare a clădirii, a corpului de școală,
între 4 și 5 milioane de euro. Deci este. Este o investiție foarte mare. Foarte mare. Eu sper că această școală să fie finalizată în 2020. Dar nu discutăm doar de școala din Gârcin. Vreau să vă spun că pentru prima dată anul acesta am alocat o sumă destul de importantă pentru reparații la tot ce înseamnă unități școlare din Săcele, grădinițe, școli generale, licee. O valoare de 1 milion de lei noi, de 10 miliarde de lei vechi. Pentru că a venit momentul, într-adevăr, să creăm acele condiții pentru elevi, pentru dascăli. Până acum se făceau mici reparații pe la fiecare școală și nu se alegea acum, nimeni da, cu practic, nimica. S-a trecut serios la treabă, da. Exact. Vor fi lucrări importante pentru pe fiecare școală, astfel încât să putem lua și la aceste școli avizul ISU, pentru că sunt câteva unități care nu au avizul ISU. Da, bun, asta nu e o noutate. Și va trebui să lucrăm astfel încât să obținem aceste autorizații de la ISU. Spuneam că nu e o noutate pentru Săcele, pentru că și în Brașov și în foarte multe localități încă nu este obținut avizul ISU pentru toate. Dar ce vreau să vă spun, foarte important, și vreau să insist pe acest lucru, prima dată când vorbesc de această chestiune, de când am preluat funcția de primar, nicio unitate școlară din Săcele nu era intabulată. Niciuna. Discutăm de grădinițe, școli generale, licee. Deja am început demersuri, chiar de anul trecut, din octombrie, să intabulăm până la 30 iunie, când se ia vacanța, să putem interveni pe unități școlare, pe clădiri, astfel încât să le putem intabula pe toate. Pentru mine, dreptul la proprietate și proprietatea, de fapt, este foarte importantă. Foarte importantă. Dacă noi ai aceste documente, înseamnă că nu poți să faci lucrări. De investiții, etc. Nu poți să accesezi fonduri, pentru că fondurile accesezi pe eu proprietate. Eu mă miram de ce la Săcele nu s-a reușit, fac o paranteză acum, accesarea de fonduri europene. Exact, pentru că noi discutăm de în anii 2007. Vreau să vă spun că pe lângă unități școlare care nu erau intabulate, vor fi anul acesta, niciun cartier nu este intabulat. Anul acesta vom intabula pentru prima dată cartierul Movilei. Bulevardele principale, mă refer la cele trei bulevarde mari, Brașovului, Libertății și Moroianu, nu erau intabulate. Acum s-a finalizat, pe 28 februarie, intabularea lor. Nici o stradă din Săcele nu este intabulată. Aflăm deci, lucrurile iată, în premieră, în premieră și surprinzătoare, în emisiune. Până acum n-am spus niciodată în nicio emisiune, dar e bine de știut, pentru că vor fi lucrări în continuare, lucrări care nu se văd. Da. Cred că nu se văd, dar noi plecăm chiar de undeva de jos. Și sunt necesare pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, proprietatea e sfântă, dar proprietatea te ajută până la urmă să accesezi și fonduri pe proiecte. Anul trecut, banii europeni, banii norvegeni, elvețeni, sau ce mai fie. Anul trecut am reușit la finalul anului să intabulăm tot ce înseamnă pășuni alpine, aproape 1700 de hectare, o lucrare foarte mare. Avem păduri la Săcele, 12.000 de hectare. Am reușit să intabulăm 2000 de hectare, restul urmează, deci vedeți că sunt lucrări care nu se simt și nu sunt vizibile, cum este, dar trebuie făcute, pentru că ele reprezintă baza. Săcele este cea mai întinsă unitate administrativ-teritorială din țară, după București, neintabulată, să-i spun. După București, neintabulată, așa este. Încă. Probabil că sunt și în alte localități aceleași sunt probleme, lucruri. Dar vă spun, eu am foarte dezvoltat simțul proprietății și țin foarte mult. Și eu sper că în acești 4 ani de mandat să reușesc să avem acea proprietate la Săcele pe documente sfântă, cum să zice. Să vă ajute Dumnezeu și să aveți spor la treabă. Destul de pe scurt, pentru că s-a tot discutat și despre subiectul de sănătate în Săcele în legătură cu acel spital. Telespectatorii știu ce s-a întâmplat de-a lungul anului. O decizie nefericită a unui ministru a distrus spitalul. Odată ce s-a distrus, e greu de refăcut și de pus înapoi ceea ce era bun odată. Numai dumneavoastră știți, sau mă rog, administrația locală știe cu câte chinuri se mai poate face ceva acolo. Totuși, care va fi spitalul s-a închis în 5 minute. Exact. Sau printr-o semnătură. Chiar de 1 aprilie, dacă mi-aduc eu aminte. 1 aprilie 2011. Vreau să vă spun că ne-am apucat de lucrări acolo în octombrie, anul trecut. Am găsit banii, ne-am apucat de lucrări, de reparații, de igienizare, de dezinfectare, deci sunt multe lucrări de făcut. Și acum să lucrez acolo, instalații termice, electrice, sanitare, etc. Eu sper că totul va fi la cheie undeva la sfârșitul lunii aprilie.
Deja avem discuții și cu Casa de Sănătate și cu DSP-ul, când vom fi noi gata să poată fi autorizat. Eu sper și ne-am și propus o dată limită, 1 iulie, astfel încât să putem redeschide spitalul din Săcele. Atât de necesar până la urmă, exact, locuitorilor, exact, și locuitorilor întregului județ, pentru că știți ce se întâmplă? Se mai și degrevează până la urmă și activitatea Spitalului Județean de Urgență din Brașov, până la faptul că vorbim de civilizație. Vedem ce se întâmplă la UPO acolo, ați văzut, da, cum stai cu orele, când poți undeva la Săcele să vină, cei din Săcele sau nu numai, da, domne, la o mică intervenție sau la o urgență, fără discuție. Despre Săcele, știți, puteam să inaugurăm și o rubrică cu știați că Săcele este un oraș al, sau municipiu al recordurilor, să spunem. Am vorbit deja, după București, cea mai întinsă unitate administrativă. Cea mai mare populație, să-i spunem, de etnie romă din țară, la Săcele. Acolo va fi cea mai mare școală din România. E, și tot la Săcele, și acum mergem încet, încet spre turism, va fi inaugurată, va fi construită cea mai lungă tiroliană din România. Așa este. Avem obiective îndrânze și pe zona de turism, pentru că nu numai partea de industrie și de comerț este importantă, ci și turismul. Sigur, la Săcele turismul în ultimii ani a fost undeva atras pe linia mort. Deși avem munți, păduri, pășuni, izvoare, ape, tot ce ne trebuie. Bun, avem ce facem cu ele, știți cum se zice. Exact, trebuie doar să vedem cum le gestionăm. Avem câteva obiective importante în Săcele, pe zona de turism, discutăm de canionul 7 scări, care câteva săptămâni a fost oprit accesul acolo, că s-a distrus o pasarelă de la un bloc de gheață, dar se redă cât de curând circuitul, dacă nu s-a redat chiar acum câteva zile. Acolo avem o tiroliană, care va deveni cea mai lungă din țară printr-un nou proiect, 1,7 km. Și sigur va fi și un alt proiect care este în curs de derulare, e vorba de un belvedere la Cascada Tamina. Și eu sper că aceste proiecte, care sunt derulate de Regia Locală a Pădurii Săcele, să fie undeva finalizate în cursul anului viitor. Și sigur, obiective turistice interesante pentru Săcele și nu numai. Așa este. Iată lucruri interesante. Am văzut, cum a spus și noastră, sunt bani, sunt proiecte. Să dea Dumnezeu să nu intervină alte lucruri neprevăzute și să fie finalizate la timp. N-aș vrea să încheie emisiunea fără să vorbim despre investitori până la urmă, că noastră ați deschis subiectul cu ei și spuneți că sunt o sursă de venit până la urmă și e bine că există pe teritoriul municipiului. Despre parc industrial din Săcele, de la Electroprecizia. Ce mai face? O spun cu mare plăcere. Este o lucrare a mea de suflet. Am muncit la acest proiect 2 ani, din 2014 în 2016. Atunci când am depus jurământul de primar, i-am dat patronului de la Electroprecizia documentul care avizează un statut de parc industrial. Era undeva în data de 24 iunie. Este foarte important. De ce? Deja se simte. Se simte că sunt deja două firme care s-au relocat în acest parc industrial. Este o firmă din Brașov, nu-i dau numele, care are peste 200 de angajați, care a venit la Săcele. Și este o firmă din Germania, care cred că își va începe undeva în luna aprilie activitatea. Și asta înseamnă locuri de muncă. Cu peste 100 de angajați, exact. Și proiectele de viitor în parcul de la Precizia sunt ambițioase, să știți. Am discuții aproape lunare cu cei care sunt conducători în acest parc, cu patronul parcului, da, al firmei, și au tot sprijinul meu. Pentru că plecăm, cum vă spuneam și acum câteva minute, da, plecăm de la venituri. Veniturile le face business-ul. Exact. Și dincolo de veniturile din chirii și din cifra de afaceri și mai știu eu ce de pe urma investitorilor, mai sunt și locurile de muncă create acolo. Oamenii au unde lucra. Exact. La ora actuală sunt peste 1100 de locuri de muncă pe platforma de la Electroprecizia. Deci nu e puțin. Domnule primar, eu vă mulțumesc mult pentru că v-ați rupt din timpul nostru, ați venit la emisiune. Vă doresc succes și spor la treabă în tot ceea ce aveți de făcut. Să se facă puțin frumos afară și nu o să scăpați de noi. Venim, mai facem reportaje în Săcele pe măsură ce lucrurile înaintează. Cu mare drag că vă aștept. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă reamintesc că am stat de vorbă cu primarul municipiului Săcele, Virgil Popa. Pe data viitoare, toate cele bune.